În ultimele luni, starea de sănătate a lui Kim Jong-un a creat o mulțime de întrebări. A murit? E bolnav? Unde a dispărut pentru 20 de zile? De ce a ratat evenimentele anuale care marchează aniversarea nașterii bunicului său Kim Il-sung, fondatorul Coreei de Nord? Până în ziua de astăzi nu se știe ce s-a întâmplat și nici nu cred că vom ști vreodată, dar se crede că a suferit o operație la inimă, mai ales din cauză că a fost observat un semn pe brațul său drept care se crede că provine de la un cateter cardiac. Tot ceea ce știm este că până la urmă a reapărut și a deschis o fabrică de fertilizatori în Suncheon pe 1 mai. Vizibil mai împlinit, nu pare deloc a fi în pragul morții. Kim Jong-un reapare în Coreea de Nord după 2 săptămâni întregi de speculații. V-ați gândit ce s-ar întâmpla dacă Kim Jong-un n-ar fi reapărut? Dacă ar fi murit brusc, spre exemplu, ce s-ar fi întâmplat cu dinastia lor care a transformat Revoluția Socialistă într-o luptă pentru putere între clanuri? Îl avem ca invitat pe Marian de la Pact cu Informația, care ne va explica mai departe. Dacă vă place de el, vă las și canalul lui în descriere. Mulțumesc, Cătălin! Hai să discutăm mai departe situația ipotetică dintr-o Coreea de Nord fără Kim Jong-un. Din câte știm, Kim are 2 sau 3 copii care sunt mult prea tineri pentru a moșteni puterea. Și asta e o problemă pentru regimul aflat la conducere. Ar putea deveni sora lui mai mică, Kim Yo-jong, prima femeie dictator din istoria modernă, sau țara ar fi aruncată în haos din cauza luptelor interne pentru putere? Ce ar face oare țările vecine precum China sau Coreea de Sud și chiar Statele Unite ale Americii în fața acestor scenarii? Vom încerca să răspundem la toate aceste întrebări, dar mai întâi haideți să înțelegem mai bine sistemul politic din Coreea de Nord. Dinastia de pe muntele Paektu. Coreea de Nord este fără îndoială o țară unică în lume pentru că a arătat că monarhia și revoluția comunistă pot fi combinate fără probleme. Deși se autointitulează Republică Populară Democratică, faptul că țara a fost fondată de bunicul lui Kim Jong-un, care apoi a transferat puterea către fiul său și mai apoi către nepotul său, nu se bazează pe principiile unei republici. În Coreea de Nord, puterea supremă trebuie să se afle în mâinile unui membru al familiei Kim, așa numita dinastie de pe muntele Paektu. Muntele Paektu este de fapt un vulcan situat în nordul peninsulei coreene. Este un munte aproape sacru. Aici s-a născut Dangun, cel care a fondat regatul Gojoseon în anul 2333 înaintea lui Hristos. Acesta este primul regat fondat în Coreea și se crede că reprezintă originele poporului corean. Un loc atât de important în istoria și tradiția coreană n-ar putea fi pur și simplu revendicat de despoții aflați la conducere. Au hotărât deci să stabilească originile principiilor revoluției lor aici. Bunicul actualului lider corean a fost inițiatorul acestei idei și cel care a coborât de pe muntele Paektu ca să lupte împotriva ocupației japoneze în anii 30. Toate acestea constituie mitul regimului aflat la conducere. În realitate, rezistența anti-japoneză a început mult mai devreme, în 1919, când fondatorul Coreei de Nord avea doar 7 ani. Revenind la subiectul nostru, de ce sunt dictatorii interesați să creeze o întreagă mitologie a familiei aflate la putere? Pentru că în felul acesta leagă statul nu doar de un singur partid, ci de o singură familie, familia Kim. O abordare foarte diferită față de cea a altor țări comuniste, cum ar fi China, Cuba sau Rusia Sovietică. În toate aceste țări, supremația o are partidul. În Coreea de Nord însă, chiar și Partidul Popular este subordonat dinastiei Kim. Kim Jong-un este liderul Partidului Popular în Coreea de Nord și are întreaga putere, deși nu este liderul statului corean, nu în mod formal. Liderul statului corean este Kim Jong-nam, un bătrân în vârstă de 92 de ani, de care sunt convins că mulți dintre voi nu ați auzit, și care a fost șeful statului corean în ultimii 20 de ani. Kim Jong-nam este practic un politician de mâna a doua, care nu are absolut nicio putere, fiind complet subordonat liderului suprem, ca orice alt corean. Absolut tot în statul corean este subordonat liderului suprem și acest lucru creează probleme atunci când vine vorba despre succesiune. Până acum această monarhie absolutistă revoluționară a reușit să-și asigure solidaritatea și sprijinul popular din generație în generație și împreună cu ele puritatea ideologiei și continuitatea. Acest lucru explică de ce principiile generale ale statului și ideologiile nu au evoluat mai deloc în ultimii 17 ani. De vreme ce accesul la putere se bazează pe ereditate, există foarte puține tentații printre politicienii aflați în rangurile mai înalte, să creeze lupte politice interne, ce ar putea compromite continuitatea regimului aflat la conducere sau să schimbe fundamental statul. Faptul că la conducere se află o dinastie ar face ca orice campanie electorală
condusă împotriva lui să însemne sfidarea directă a dorințelor liderului suprem. Și nu e deloc greu să ne imaginăm care ar fi consecințele unei asemenea strategii. Cu toate astea, acest tip de regim are o problemă fundamentală. Dacă se întâmplă ceva neprevăzut, cum ar fi să moară dictatorul, succesiunea pe baza eredității ar fi imposibilă, dată fiind vârsta copiilor lui. Deci, s-ar crea un impas. Și acesta este scenariul pe care vrem să-l investigăm. Cine i-ar succede lui Kim Jong-un la putere dacă ar fi ca acesta să moară în câteva luni, spre exemplu? Să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă Kim Jong-un n-ar fi reapărut la începutul lunii mai sau dacă moare în viitorul apropiat. Există două posibilități, una improbabilă și alta ceva mai verosimilă. Versiunea probabilă este aceea a succesiunii bazate pe ereditate laterală. Cineva din familia Kim, de vârstă adultă, ar prelua puterea. Versiunea improbabilă este aceea că s-ar declanșa o luptă internă pentru putere. Vreun comandant militar de rang înalt care nu e membru al familiei Kim ar putea încerca să preia controlul. Există și o a treia variantă totuși, aceea că regimul se va prăbuși complet. Revenind la prima posibilitate, dacă Kim Jong-un ar muri pe neașteptate, există două posibilități de succesiune. Sora lui, Kim Yo-jong, sau Kim Jong-pil, fratele tatălui său, Kim Jong-il. Se pare că sora lui este cel mai probabil succesorul. Pentru că a participat la absolut toate aparițiile lui publice din ultimele luni, așa cum a făcut și Kim Jong-un înainte de moartea tatălui său. De asemenea, Kim Yo-jong a fost promovată de nenumărate ori în ultimii ani. În anul 2015 a fost numită director al Departamentului de Propagandă și Agitație al Partidului Muncitoresc și a devenit și membru al biroului politic al partidului. Ultimele promovări s-au întâmplat recent, în aprilie 2020. Toate acestea indică faptul că Kim Yo-jong este succesorul cel mai firesc al fratelui său, în cazul în care se întâmplă ceva neașteptat. Această situație ar iniția o bătălie morală și politică în diverse cercuri, și în special o dilemă în armată care a fost întotdeauna fidelă familiei Kim, dar în spiritul patriarhal caracteristic Coreei de Nord. Această dilemă ar fi creată cu siguranță de ascensiunea la putere a unei femei care nu are nicio legătură cu armata și care ar avea putere absolută asupra unor forțe armate considerabile și asupra unui arsenal nuclear impresionant. Toate astea ar fi extrem de greu de digerat de către liderii militari ai unui regim care n-a evoluat deloc de-a lungul deceniilor. Tocmai de aceea, un alt nume vehiculat pentru succesiune este cel al lui Kim Pyong-il, fratelui Kim Jong-il și unchiul lui Kim Jong-un. La prima vedere, pare a fi candidatul ideal. Este membru al familiei Kim, este ceva mai în vârstă, dar nu cu mult, 65 de ani, și este bărbat. Problema este că a locuit în afara Coreei timp de multe decenii, servind ca diplomat, fiind ambasador în câteva țări europene. Din acest motiv, deși bărbat, are chiar mai puțină influență decât nepoata lui în ceea ce privește politica internă și armata. Este practic un străin în cadrul regimului. Interesant este totuși că Kim Pyong-il s-a întors din Europa la sfârșitul lui 2019. Coincidență? Nu se știe. Oare asasinarea fratelui mai mare al lui Kim Jong-un, Kim Jong-nam, în 2017 are vreo legătură cu succesiunea? Probabil că nu, dar cine știe? Kim Jong-un a ordonat asasinarea fratelui său vitreg conform unor surse din serviciile secrete sud-coreene. Să discutăm acum cel de-al doilea scenariu. Ar putea vreunul dintre liderii militari să devină conducătorul suprem? Chor Yong-he este cel mai probabil candidat. Unul dintre liderii militari încă din vremea lui Kim Jong-il este președintele Adunării Supreme Populare, reprezentantul poporului în Partidul Muncitoresc din Coreea de Nord și vicepreședinte al Comitetului Afacerilor Interne. Și știți cine este președintele comitetului respectiv, nu? Cho Ryong-hae este deci numărul 2 în comisia prin care este condusă întreaga țară. Dar gurile rele spun anumite lucruri în șoapte pe la colțuri. Cho Ryong-hae are un fiu pe numele Cho Song, care este căsătorit cu Kim Yo-jong, sora lui Kim Jong-un. Nu ar trebui să fie cine știe ce surpriză, pentru că în Coreea de Nord afacerile se păstrează în familie, în stilul monarhiilor europene din secolul 16 și 17. Dacă Kim Yo-jong devine noul dictator, probabil că o va face cu sprijinul socrului său, Cho. E mai mult decât fezabil și totul pare a fi planificat destul de bine. Influența lui Cho Ryong-hae în armată va face inutile eforturile oricărui alt candidat. Dar există o ultimă posibilitate. Regimul se prăbușește complet, creând un vid de putere în Coreea de Nord. Ce s-ar întâmpla? Ce ar face alte țări care au diverse interese în Coreea de Nord? Planul măreț. Date fiind toate zvonurile despre potențialele probleme de sănătate ale lui Kim Jong-un,
anumiți oameni s-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă regimul din Coreea de Nord s-ar prăbuși. Situația politică și economică a țării este oricum foarte complicată. Jocurile de putere ar începe cu cel puțin trei părți interesante: Coreea de Sud, China și Statele Unite ale Americii. Deși nici Rusia n-ar sta deoparte. Oare ce planuri are fiecare dintre aceste țări? Cu siguranță orice plan ar exista, Coreea de Nord are un plan de urgență. Din partea Coreei de Sud, din punct de vedere social, există planul de întărire a granițelor pentru a preveni exodul în masă al refugiaților nordcoreeni. Un asemenea exod ar putea cauza un colaps în Coreea de Sud, pentru că nu e atât de simplu. Nu se pot deschide pur și simplu granițele pentru a uni cele două țări. Mulți nordcoreeni nu vor putea găsi locuințe foarte repede, ceea ce înseamnă că numărul oamenilor fără locuințe ar crește în Coreea de Sud. De asemenea, resursele Coreei de Sud ar trebui să se multiplice în timp record pentru a putea susține refugiații din Nord, ceea ce ar fi extrem de dificil de gestionat. Scenariul include mii, poate chiar zeci de mii de nordcoreeni care nu ar avea acces la locuințe, locuri de muncă sau ajutor, ceea ce ar genera o situație de criză socială și creșterea criminalității. Serviciile sociale care susțin educația și sănătatea nu ar putea susține un număr așa mare de refugiați. Din punct de vedere militar, pentru apărarea împotriva Coreei de Nord, Statele Unite și Coreea de Sud acționează împreună sub un singur comandament numit OPCON. Există deci un plan comun de operațiuni în cazul în care o intervenție în Coreea de Nord este necesară ca urmare a prăbușirii regimului Kim. Planul este numit OPLAN 5029 și este bazat pe conceptul unei intervenții rapide. Implementarea acestui plan ar însemna intervenții militare pe teritoriul Coreei de Nord, dar nu în scopul instaurării unui regim nou, așa cum s-ar putea crede, nici pentru a unifica cele două țări, ci pentru a asigura faptul că arsenalul nuclear și alte tipuri de armament nu ajung pe mâini greșite. Coreea de Nord are undeva între 20 și 30 de focoase nucleare în prezent și ar fi o tragedie dacă în haosul generat de vidul de putere, acesta ar intra în posesia unor lideri militari corupți care l-ar putea vinde. Ar putea ajunge chiar în mâinile unor grupări teroriste. Imaginați-vă ce ar face ISIS sau Al-Qaeda cu asemenea arme. Un alt obiectiv este acela de a intra în posesia armelor nucleare înaintea Chinei, care ar putea organiza o intervenție similară pentru a avea un avantaj în negocierile instaurării unui nou regim, care să le fie favorabil în detrimentul Coreei de Sud și al Statelor Unite. China este, bineînțeles, cealaltă putere interesată în această ecuație. Pentru ei, Coreea de Nord reprezintă un soi de mare zid modern. De ce încearcă China în mod repetat să salveze economia nordcoreeană și implicit regimul aflat la putere? Pentru că dacă regimul s-ar prăbuși, există pericolul unificării celor două Coreei. Și asta nu e în interesul Chinei, din pricina alianței dintre Coreea de Sud și Statele Unite. Din aceste motive, China are același tip de planuri de intervenții rapide ca și Statele Unite și Coreea de Sud. Aceste planuri însă ar putea conduce la o confruntare cu Statele Unite. În acest moment se pare că cei care sunt mai rapidi și mai inteligenți vor ajunge primii la armament. Cel mai dificil lucru este să decizi exact când e cel mai potrivit moment pentru acțiune și într-o țară atât de închisă precum Coreea de Nord există multe riscuri. Întrebarea de $1,000,000 este: când inițiezi o planul și conform căror indicatori? Pentru că operațiunea de a securiza Coreea poate părea agresiune în ochii altei țări sau chiar un plan de invazie și atunci orice se poate întâmpla. Problemele care ar putea fi cauzate de moartea lui Kim Jong-un în Coreea de Nord nu vor fi doar interne, ci vor iniția răspunsuri externe din partea unor țări cu interese în zonă. Aceste răspunsuri ar putea să prevină sau să inițieze un conflict în zonă. Un conflict care ar putea să devină război civil în interiorul țării, precum cele din Libia sau Siria, sau chiar un conflict la scară internațională. Ce credeți? O să existe o schimbare de regim în Coreea de Nord dacă ar dispărea Kim Jong-un? Va fi acest nou regim legat de aceeași dinastie, chiar dacă va fi condus de cineva din afara ei? Cum credeți că vor reacționa Coreea de Sud și Statele Unite dacă ar avea posibilitatea să reunifice Coreea? Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați și la canalul meu Pact cu Informația. Aveți linkul în descriere.